auzi. Las-o mai ușor, vai de cap. Nu. Vai de cap. Hai, Alex, e lipită, ce ai? Pe bune spun că e o mașină lipită, dacă mergeam cu Passatul pe aici, te plimbai așa pe ea. Deci nu cred așa ceva. Ia uite, m-am transformat în Luci Popa. Speri YouTuber. Troncă-ne ceva? Da. Nu troncă-ne, decât când vrea troncă-ne. Bă, da, super ziua de asta, super, super. Hai să ajungem cu bine. Hai, mă, cum să ne ajungem, ajungem cu bine, ajungem cu Renault. Băi, lasă-l de acolo, doamne, iată. Săraca, s-a dus pe brațul ăla. Tuaregul. Dacă e uscat, merge. Eu am băgat Audi A4 acolo. Și Passat. Îmi place mașini de asfalt decât pe asfalt. Salutare! Ia uite, caut mânerul la Renault. Am văzut că v-a plăcut ultima plimbare care am făcut-o cu mașina asta. Așadar, acum mergem în altă plimbare. Ce-i drept, n-am mai folosit-o de atunci, cât foarte puțin. Încă n-am realimentat-o. Să vă arăt instrumentarul de bord. Să păstrăm legătura cu vechiul clip de la alimentarea trecută, când i-am făcut plinul. Am făcut 636 de kilometri până astăzi. Acum ne arată un pic sub o treime de rezervor. Mai avem un range de 130-140 de kilometri, zice mașina. Adică ne-am apropiat de un 800 de kilometri făcuți cu ea. Regim mixt, cam 150-160 de kilometri în oraș, restul în afară. Astăzi facem însă o călătorie pe alt traseu, în altă direcție. Mergem în județul Gorj, unde ne așteaptă Alex Bican sau Funeral Tracker, cum îl cunoașteți de pe YouTube. Și să vedem pe unde zice el să ne plimbăm cu mașina asta. Eu acum, înainte să plec, o să o alimentăm. Cred că o să alimentăm la ieșirea, arunc petrolul ăla de la ieșire. Ne vedem pe drum. Ajungem imediat la benzinărie. Da, până ajungem acolo să vă arăt cifrele din bord și câtă motorină mai este. Asta cu roțile mă enervează maxim, nu știu cum să o fac să nu se mai aprindă, mama dracu. În fine. Asta a făcut laguna până astăzi, consumul. Chiar sunt curios, abia aștept să ajungem imediat la benzinărie să o umplem. Să vedem câtă intră exact și să facem cu regula de 3 simple. Și aici în față avem benzinăria la care o să o oprim. De 6-3. E bine. Suntem bine de tot aici în România, cu prețurile astea nu ne mai... Da. Oare de ce nu merge pompa pe auto? Nu vrea ea să meargă, trebuie să stau eu cu degetele în ea așa. Până se va umple. Să simți efectul ăsta de autoservire. Pe 646 nu m-am uitat exact până aici. Să vedem cu cât lic. Ok, în continuare de iarnă, pentru că nu s-a trecut la cea de vară. Probabil că la jumătatea lunii se schimbă sortimentul. Am
Mașina asta e un pic sensibilă la partea asta de cât de rezervor. Nu prea e bine să o umpli până sus, pentru că este doar o bucată de copex, de furtun, de ceva. Nu e plin ca la alte mărci. Așa că nu o să insist foarte, foarte mult. O să bag doar până sare pistolul a doua oară. Nu o să fac ca la celelalte mașini, să o umplu până de pe afară. Mașini și mașini, ce vreți. Sorry pentru vânt. Deci. Băi, rezervorul spart. Bă, nu curge pe subiect. Băi, de capul meu, 58 de litri. Și abia acum a sărit. A doua oară, mai dăm o dată așa. Gata. Bravo. Hai că am pus pe peste. Deci 59,7 dintr-un rezervor de 60 și ceva de litri care n-avea bec cu apă. Foarte, foarte ciudat. Mă duc să plătesc și faceți voi calculul. Mie mi-a ieșit 9,3 și un pic media de consum. Cam mult totuși. Ce-i drept, eu am mers cu ea în tot felul de regimuri. Oraș, mecanic, extra, am lăsat-o pornită foarte mult timp. Pe loc. Cam mult totuși consumul ăsta. Ce-i drept, este și o mașină care nu a mers în ultimii ani. Mașina nu știu dacă care ați urmărit de la început seria cu ea. Mașina asta nu a mers din 2019 până astăzi. Până a ajuns la mine. Așa că e un pic, va dura puțin până și cum să zice, își intră în mers injectoarele, supapele, admisia, turbina până se vor decolmata. Însă ce pot să zic, de când i-am schimbat uleiul și filtrele, chiar s-a schimbat mersul, e altă mașină, nu... Și o să vedem așa, vom mai face episoade din astea de plimbări cu ea, pentru că am văzut că vă plac și până la urmă asta este și scopul unei mașini, să mergi cu ea, nu? Gata, dăm înainte. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Așa, văzând cu ochii la mersul în afara localității. Deci am plecat cu 300 și ceva range, acum s-a dus 550-560. Foarte tare, 590, avem la cât urcă. Problema de zgomot de rulare pe a 5-a și pe a 6-a am identificat-o și am găsit și pe un băiat care mi-o va repara. Nu este o problemă de sirenaj, este o problemă de doi rulmenți care există ca piesă de schimb pe original, vin în termen de piesă original de 7-8 zile, să trebuie dusă mașina la băiatul respectiv să dea cutia jos de viteză, să o desfacă și să înlocuiască piesele. O să facem
viitor apropiat și lucrarea asta, pentru că vreau ca mașina să fie pusă la punct cum trebuie. O să mai amânăm puțin partea de vopsit, elementele care vreau să le vopsesc, pentru că chiar e recomandat să așteptăm să fie mai cald afară. Și o să ne ocupăm de problemele astea tehnice ale ei, să fie totul cum trebuie. Deci range-ul nostru s-a făcut 800 și încă crește. Mai revin. Range-ul nostru urcă și urcă bine. Cred că îl facem de 1000 de kilometri după ceva mers în exterior, în limitele legale. Momentan n-am mers prea mult, am mers 15 km de la alimentare, dar nu cred că este o mașină atât de neeconomică. Ce-i drept, este foarte, foarte rapidă pe A5-a și pe A6-a, pentru că sunt un pic scurte treptele astea de viteză și mergând mai turată va consuma o idee mai mult în afară. Mă rog, acum un litru în plus sau minus, știți voi cum este. Dar e o mașină care îți dă satisfacție la mers. Vioaie și agilă și foarte, foarte rapidă. Victorie, ce să mai... Ne apropiem să intrăm în filiaș și mașina noastră ne arată că mai facem 1000 de kilometri cu motorina din ea. La un regim din ăsta de mers la viteză legală, pe drumurile astea din România. Călătoria noastră continuă și am avansat destul de bine. Mai avem 45 de kilometri până la 49 pe bornă, 45 pe Waze. Iar Renault-ul nostru începe să țină cu casa. Altfel, stai de vorbă cu consum din ăsta. După 50 de kilometri făcuți, cu o viteză medie măricică, am prins destul de liber și am... Hai să zicem că am mai călcat-o un pic așa. Dar începe să-mi placă. Începe să-mi placă cifrele astea. Și îmi place că în față se văd munții cu zăpadă pe vârf. Aproape am ajuns. În curând, cred că va fi inaugurată și centura Târgu Jiului. Văd că avem pe aici indicatoarele care momentan sunt mascate, dar clar lucrurile merg bine, pentru că am auzit la radio vorbindu-se despre intervențiile, despre faptul că sunt pe ultimile sute de metri lucrările. Foarte tare, pentru că majoritatea orașelor României au nevoie de șosele de centură mai mult decât orice, iar până la urmă, dacă autostrăzi nu putem construi, mai bine construim aceste inele, aceste bretele în jurul orașelor, care atât că fluidizează traficul în orașele respective, cât și dezvoltă economia în zonă. Bun. Renault-ul nostru e uimitor. Nu știu ce îi se întâmplă, ce e cu el. Ori s-a mai încălzit un pic afară, dar culmea, roțile sunt mai moi acum decât în ultima călătorie. Și ia uitați-vă aici, Craiova-Târgu Jiu, în regim de destul de trafic, și am și forțat-o, am făcut niște depășiri. 6:1, 95 de kilometri, roțile vieții, viteză medie 74 și range 1050. Cine să mai înțeleagă? Necunoscute sunt și căile astea ale cricului. Dar cred că exact ce v-am zis și mai înainte, mașina asta a stat și are nevoie de ceva kilometri ca să-și intre în mersul ei. Și Daniel Leulescu ne-a spus chestia asta la multe din... că a observat chestia asta la multe din mașinile pe care le-a adus din afară. Și eu am observat-o oarecum așa. O mașină cu cât stă, cu atât nu va mai funcționa după primele, la următoarele porniri cum trebuie, decât după ceva kilometri, ceva timp
de funcționare. Probabil că se fac ceva în zona de supape, în zona de chiulasă, pe injectoare, depuneri, ceva, mă rog. Oricum, dacă începe să consume așa Renault-ul ăsta, chiar e mega, e mega util. Ia, vedeți, domne, ce facem aici. Plimbăm omul cu Renault-ul. E mare, mă, Renault. Sunt încântat de el. Așa face geamul când dă... Copil, domne, ce vrei, condiții. Ce în sus. Haide... Întâi așa la benzinărie. E benzinărie și în față sau a te duci la petrol? Nu, haide, da. Hai la benzinărie și după aia întoarcem la Dedeman și mergem la spălătorie. Mergem la benzinărie, nu să alimentăm, mergem la benzinărie că avem niște nevoi fiziologice. Da. Întoarcem la Cleopa. Cum sunteți pe aici, prin județul Gorj? Cum vă... Dezmorțeală, așa se dezmorțește situația de vitara. Băiatul, care e cea mai frumoasă mașină de aici, de noi. Da. Hotel Pâini doată să o filmeze, care povește cum a dus șasiul, l-a făcut, l-a, cum l-a sablat pe la uzina mecanică de armament pe la satul. O nebunie. I-au băgat... Băi, deci o nebunie. Și-a o i-a băgat zuții toată viața, da. Deci, oricum, e o pasiune... Ați făcut o mașină, gata? Nu, n-am făcut-o. Mai e de făcut la ea. S-a făcut la ea unele... Foarte wobbly, foarte moale. Așa trebuie să fie. O să o și cum troncăre. Dar tu zici, în acest mall aici să intrăm. Da, bă, ia să dau eu o fugă până aici. Aici așa. Până mai studiez tu Renault. Spate. Până Renault. În spatele la mașinoște. Da. Până mai studiez tu Renault-ul și revenim. Și așa se pregătește mașina de vânzare, bă, tata. Nu! Bă, uite, ha! Amă, că este ceva frumos, mă! Thank you.
față. Altă... Marea în spate. Marea în spate, marea la dreapta cum am venit. Din poziția asta. Pe unde zici să plimbăm acest bolid pe la voi pe aici, pe meleagurile gorjene? Dacă tot îți plac meleagurile gorjene, bănuiesc că vrei ceva mai, nu știu, așa mai etajat, mai să vedem și cum urcă și cum cupru, da, 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 să vedem da. Și cum coboară. Poate îl conduc și eu câte fapt. Bineînțeles, trebuie să conduci și tu, clar. Așa că îmi pare rău, nu o să bei decât Pepsi sau Cola la dus. Nici nu. Eu te invitam la o bere, dar după aia mergem la locul nostru de bere și de mâncare din județul Gorj. Care, hai să îi facem un pic de reclamă, că nu ne dă nimic, dar facem reclamă, ne dă nimic, la dreapta sau în față? În față. Nu ne dă nimic gratis, dar mergem să mâncăm de seară la terasa Ana. De fapt, nu la terasa, la echip, cum se numește nuntru asta? Că Ana e vara. Jospăr Grill and Bar. Așa. Dacă nu s-o fi deschis, între timp. Că căldurile astea... Bă, știi cu ce, știi cu ce oraș din filme îmi pare mie că seamănă Târgu Jiu? Nu cred că există așa ceva. Ba da, cu, prima dată când aud. Cu Twin Peaks-ul? Are, mă, de ce zici? Pixul e ceva frumos. 17.000 de locuitori. Bag de pe bandă aia că facem sondaj. Da, 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 chiar. Dar aici avem o domniță de la Gorj care trece. Am mutat iar. Bag de pe aia și mergem noi pe centură. Da. O alergăm, o țeles. Bă, nu alergăm că mi-e cam frică cu radarele. Pe centură? Eu știu, pe la voi pe aici. Am venit regulamentar, complet regulamentar acum și foarte bunicică la consum, deși pe tura veche mi s-a părut că consuma cam mult. Da, mă rog. Ce înseamnă? Sare de 7? Bă, mi-a ieșit plin pe plin, dar vezi, am mers cu ea și într-un regim din ăsta, două la mecanic, iau de la mecanic, mergi prin oraș și am dat eu o tură cu ea așa prin Oltenia. Acum ai face, acum dacă e tura asta. Mi-a ieșit 9 consumul, știi, 9 și un pic, cam multicel. Dar acum mi-a ieșit foarte bine, așa, nu? Da. Acum mi-a ieșit foarte bine pe traseul ăsta de venit la tine, știi? Ce-i drept, e și mai cald afară un pic și asta e o mașină care nu s-a mers în ultimii ani și mașinile care n-au mers au un obicei din ăsta de până își dau un pic drumul câteva mii de kilometri, nu stau pe treaba lor cu consumul și chestii din astea, plus că de-abia am făcut revizia, avea destul de mult cu vechile filtre și cu vechiul ulei. Bun. Putem să intrăm pe la Curtișoara, de parte. Păi hai să, asta ziceam, să mergem pe traseul, nu... Curtișoara, Novaci și ne întoarcem pe Cărmunești. Nu, păi... Nu, că ne complicăm prea, nu ziceam, hai să mergem în față la, și trecem de Iezureni și facem dreapta pe traseul ăla pe subul. Așa, da, și ne întoarcem pe ăsta. Da, bravo, gata. Așa, trece pe lângă muzeul de la Curtișoara. Asta a fost, domnule, gata, ne vedem pe parcurs. Noi mergem acum pe drumul spre Petroșan, practic, undeva în față va începe defileul Jiului. Dar nu vom continua pe acest drum. Facem dreapta pe Crazna, cine știe, Crazna. Pe drumul de sub munte și vom vedea localitățile astea din care sunt cele mai frumoase din județul Gorj. Începând cu muzeul satului, care este muzeul de la Curtișoara. Da. Și drumul ăsta ține așa, merge paralel cu șoseaua principală cu Târgu Jiu Vâlcea, dar merge prin aceste localități de sub munte și iese chiar în Novaci, nu? Da. Iar de acolo vom urca, bineînțeles, puțin pe virajele de la Transalpina. Poate prindem zăpadă, dar noi suntem încălțați cu roți de vară. Bine, afară sunt 16-17 grade. Nu, că până în rânca n-a știut. Dar până în rânca, așa cred și eu, nu va fi zăpadă. În rest, peisajul e spectaculos. O zi de primăvară, de iarnă, de sfârșit de iarnă, de început de primăvară. Sper să nu se mai întoarcă iarna, deși luna asta, martie, este cea mai capricioasă din ultimii ani, așa, din ultimul deceniu, pe partea asta de schimbări climatice. Că ăștia cu dieselul au distrus planeta, au poluat-o. Iar aici va ieși noua centură, nu? Cred că da. Dar asta noua centură vine pe dreapta, practic, nu? Pe dreapta Gorjului, sau... Pe, tot se pe stâng... un fel de inel, pe, nu, da, e pe stânga sau pe dreapta orașului, așa? În momentul ăsta pe dreapta. Așa, pac. Da, da, da. Nu, așteptăm, trebuie să fie gata, da? Și practic este aici la intersecție, nu? Nu știu. Ba da, uite că pe aici coboară, principal. Da, aici o să iasă, uite. Și noi facem dreapta. Nu neapărat, mergi mai față, e urât pe aceea. A, nu pe prima, pe aici, pe la calaferat? Iezureni. E acolo să vezi niște viraje, niște etajeri. Am înțeles, îmi dai voie să mergi și puțin mai tare cu laguna asta.
Laguna Albastră. Chiar că Laguna Albastră, bravo, da. Nu e o mașină rea, să știi. Opa. A, ăștia de-ai tăi. Când ai Simex-ul fie. Fac un Simex-ul cu 60. Da, nu Simex-ul, ce de acolo. A, ai părintele de la aici. Părintele de la... Da. Sau de la mănăstire. Cea mai tare instituție din toate țările. Să nu-i supărăm, Doamne ajută, Doamnele ajută. Mai mult sau mai puțin, în funcție de posibilități. Aici ce se face pe stânga? Ce se construiește? Nu știu, să un parc, ceva, cum pare în... Eu zic că blocuri, cum se fac și pe la mici. Nu, blocuri, nu. Mai e un sistem. Da. Ce ziceai? Frumos. Și mai are o viteză. Deci e beton mașina. Și ai și tu la ții mișto. Nu e și la tăi. Cam de aici se trage un pic consumul mai mare. Vezi că se, la viteză cu ca 5-a și pe 6-a le are etajate scurt. Pleacă puternic așa, dar... Știu, dacă nu, că mie nu-mi place să fie prea leșinată. Zunele cu 6 viteze foarte leșinată. Știu. Rămân cu o durație nici de 2000 chiar. Mă, poate ce se strică aici Mazda, a Kia, da. Hyundai-ul. Da, curent, BMW. A, BMW-ul era stricat. Înțeleg. Pe aici? Mai e un pic. Nu știam pe acolo, prin spate, pe la calea ferată, nu pe aici, pe unde... Bine, probabil că toate astea... Nu știu nici eu, dar eu parcă să zic că pe ăsta ieșeam mai mult. Toate drumurile duc la Roma. Ăsta e mai drept, ăsta e mai pe sub muntele, da. Deși ăla dă în ăsta. Da. Ăla doar era în... Am înțeles. Ușor, că o să vină... Aici. Cred că aici. Da, aici este, gata. Știu, da, și pe aici, știu. Nu stau. Bă, nu era deloc mașina, ascultă-mă. Mie ăsta îmi place. Aici sunt niște deale, niște exerciști. Da, am înțeles. Asta ce au pus pe ea? Au pus nailoanele, mă. Le-au adus noi. Fii atent și tu. Că nu avem barieră. Păi văd, dar totuși e bine să ne asigurăm că... Mai lucrează prieteni, dar nu știi, la SNCFR, știi? Și sunt oameni cărora nu le place să se grăbească la muncă. Oare? Oameni, sunt băie serioși. Domnul Alex, frumos pe la voi pe aici, pe la Gorj. Chiar frumos. Mai zis tu și deal și munte și trecerea aia dintre păi, da. Deal și munte. Am zis, noi nu județ de la plat, nu știu. Nu știu dacă aș putea să trezesc. Slobozia? Slobozia, Călăraj, Brăila. Ăsta că mai e Dunărea, știi, mai ai o mică chestie. Da. Asta din Câmpia, din Bărăbgan, mi se par cele mai nasoa da, acolo. Da, în Ialovița am fost. Oh. Și că am fost în Fierbici. Și căldura la mare și tot. Viitorul, Baia de Fier, chestii. Firmă de transport. RL-ul nu-i pic de zăpadă. Bă, da, chiar că nu-i pic, deci putem urca. O, și e bine. Și avem și vizibilitate multă. Ce zici, încercăm să... Dustoaregul. Dacă e uscat, merge. Eu am băgat Audi A4 acolo. Și Passat. Îmi place mașini de asfalt decât pe asta. Ne uităm, dacă e uscat, merge. Că e așa, ușurel. Pac, pac. Uite, s-ar putea să fie niște zone cu umbră. Bă, aici aveam prioritatea dintre seara. Ia uite-i, bă, salut, bă. Domnul cu... Ia de filmat. Bă, dar chiar că prindem o zi splendidă asta și peisajul pe aici. Aici să mai venim, știi, când să venim prin mai, când e totul super mega verde. Da, verdele la crud și mie îmi place. Că după aia se pălește de la căldură. Da. Tălea două, trei se trăun de verde frumoasă tot. Cum ți se pare Renault pe virajele astea? Bă, e... cum să spun, mie deja mi-era un pic de... A, nu cred așa ceva. De bune spun, chiar stă bine, stă aproape ca un BMW, să zice. Bă, sincer, nu știu. Stă foarte bine pentru o mașină cu tracțiune față. Da. E mai sigur, nu știu.
și mie îmi place să merg cu ea așa, știi? Ceva cu numere de gori și pe la voi pe aici, frumos. Culori deschise. Bine, sportul ăsta național cu lemnele. Se discută tot felul de interdiții, deci o să, să urmeze chestii nașpa, că o să te forțeze să treci pe gaze, dacă sunt gaze trase sau ceva de genul. Da. O să se, o să dea după ei, practic, să zic așa. Și sunt multe centrale pe lemne, centrale pe pereți, foarte eficiente, adică consumă, consumă lemne, dar consumă extraordinar de puțin, pentru că totul e din izolarea casei și din cameră și cum aia. Am un prieten cu o roabă de lemne și încălzește 5-6 zile, dar bine, adică nu că-ți deții. Da? Da, aia mi se pare foarte eficient și poate eco, probabil, cât fum să scoți. O roabă de gaze? Bă, o să ne... Uite, avem gaze pe stradă și o să ne forțeze să uite și aici era... Bă, ce viraj iară, nu, ăsta este mai în față. Da, chiar că mai e unul mai în față, dar... Eu știu de... Eu pe treapta, dar nu... Eu de multe ori am făcut traseul ăsta, l-am făcut invers, știi? Venind pe Târgu Jiu, nu pe dus. Cred că e prima dată când îl fac pe dus. Eu cred că nu l-am făcut niciodată invers. Păi, dar tu ești de la Târgu Jiu. L-am făcut, dar de ce la... Iar eu intrare mișto pe off-road după Arșeniu, un sat ăsta foarte izolat, foarte sus, mm-hmm, undeva și se vede mișto. Și de acolo începe o vale, începe peste. După vremea când mergeam eu singur și exploram cu Lada, etc. Și atunci mi-am dat seama că eu habar n-am până să am Lada, eu nu știam că județul ăsta are atât de multe combinații și atât. Adică știam că e frumos, dar nu, nu fusese, nu... Fac cu facultate, fac cu... Da, vine o intersecție în aici, aici, la dreapta. Că dacă nu ne ducem spre Arșeni. Știu, 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 știu. Aici o să facem dreapta. Băi, uite unde e ăsta pus și pe... Zice că... Aici, uite, Arșeni în față. Nu că mi-e rău, va, mama. Bă, deci cu BMW-ul când faci chestia asta, fuge cu tine. Am condus și omul acum la... Zici? Pentru prima dată, da, 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 da. Bă, Renault a trebuit, fuge... A trebuit să mă întorc cu, cu el de la București, de la Autopen. Renault fuge cu noi? Bă, nu știu, nu, mi-am dat seama că propulsia asta, tracțiunea asta, spate nu-i pentru cine, deci trebuie să o înveți. Da, așa este. Dar n-aș cine... fi zis, bă, că pe ud, că bă, chiar și așa, deci... Dar să știi că cele mai, cele mai mișto mașini sunt cu propulsie, motor, știu, longitudinal. Știu, știu ce zic, dar nu mai conduce altceva după aia, nu știu, e, e liga lor, curbele, plecatul. Lasă-o mai ușor, vai de cap. Nu, 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 vai de cap. Vai de cap. Hai, Alex, e lipită, ce ai? Pe bune spun că e o, e o mașină lipită, dacă mergeam cu Passatul pe aici, te plimbai așa pe ea. Deci nu cred așa ceva. Ia uite, m-am transformat în Luci Popa. Speri YouTuber. Nu, no, direcția care trebuie. Păi, mașina are totul nou pe ea, anvelope noi, totul e ok la ea. Am dat la direcție, nu ce frică nici de planetare. Dar e făcută pentru... Dar n-ai cum, dar dacă... Păi știi care e faza? Eu dacă aș face asta, aș conduce numai așa. Să știi că e, e genul ăla de mașină care te face să mergi cu ea așa, știi? Nu prea poți să o lași lentă, dai la solălă, să mergi așa... Da, mă, deci cunoaști curbele alea acolo. Dacă încercăm de Transalpina, te... nu, să mă filmezi tu, nu, nu, mă filmezi tu de jos. De ajuns așa, că trebuie și confort. Gata, ce să mai, nu mai, nu mai merge în tare, merge în regulamentar. Lipită, lipită, da, să mă... Bă, n-auzi, e, mașina e ce trebuie, să știi, că dacă îți place o mașină din asta dătătoare de senzații, chiar e... E mașina care îți trebuie. Deci, pe, iar pe un drum din asta e în elementul ei. Dacă n-apăsai la frâne de zi, băi, cum mă, nu fuge spatele? Nu, nu fuge spatele. Imediat să brachez, nu. Bă, dar numai microbuz de Volkswagen aveți pe aici. Nu știu, mă, ce de acolo, transportul comun. Ăsta cred că tot la baia de firmă va să duce ăla de face pe aceea. Erau da, unele de mergeau la Sibiu și o luau pe aceea. De 6 ori. Să zici dacă vreți să oprim pe undeva pe traseul ăsta, dacă e ceva de de oprit până unde știu și eu. Ui, nu cred ce să fie belvedere de ăsta, nu. Nu, înțeles. De aici încam pe prin munte. Știu. La stânga, totul la stânga, peste munți.
peste munții care se văd în față. Bă, chiar spectaculos pe aici, să știi. De adevăratele spectaculos. Asta chiar trebuie să mergem cu camera pornită tot timpul, că este extraordinar de spectaculos. De-aia m-am gândit să vin pe aici, dar nu m-am gândit că tragi chiar anualul ăsta de ea fără mine. Vezi că vreau să o vând totuși, nu mă pune să editez atât de mult episodul ăsta. Bă, știi că exact chestia asta, am filmat mai de mult o Kia Ceed cu Luci și cu Robert. Bă, și-a omorât-o popa, bă, a omorât-o și omul de-o avea, vrea să o vândă. Au văzut niște băieți de la București clipul, au venit și-au luat-o a doua zi. Dom'le, asta e mașina adevărată. Bă, adevărul ăsta e că o mașină care mergi cu ea agresiv și o forțezi, aia e o mașină care ține. Nu o mașină care la, vai, o mai spălăm de 3 ori pe săptămână, ce mașină bună avem. Modelul nou, da. Modelul nou arată mișto, dar nu știu dacă este Renault 5, ce mișto, că l-au lansat ieri, că l-au dezvăluit de fapt. L-am văzut cât de ceva, foarte bine, să le facă cât mai frumoase, cât mai exotice. Și ai văzut că le-au avut, ce mi-a plăcut, le-au avut, l-au avut pe ăla din 73. Deci la expoziție erau toate modelele. Puteam urca în el, o replică de aia. Așa trece pe istorie. Mișto, are o tabletă destul, care nu-i foarte sus și parcă se împerechează așa vizual cu ecranul care e tot din filmul ăla. Aici e magazin. Da, aici e magazin. Aici urcam noi la... Am înțeles, aici oprim. Nu lasă-o ăsta, să ne ia aici. Spectaculos pe aici. Chiar spectaculos. Bă, dar să ce lume mai sunt? Mai e ceva? Mai sunt bazinele? Mai e stațiunea? Nu am fost, dar merge lumea. Cum să nu ieși cursă vara? Dar nu le-au renovat ceva să... Am auzit ceva, că ar fi one step behind. N-am mai fost, cred că, de 2-3 ani. Am auzit ceva, că ar fi... Dacă le-ar face ceva, un fel de water park cu teme, cu astea, bă, potențial ca ce e acolo e enorm. Deci o țară normală, gen Islanda, din asta bătea monede pe prostia aia. Păi știu. Deci trăia jumătate județ numai din chestia aia. O să-și bine o țară normală. Băi, numai, te rog eu, nu. Și mă, Alex, ce ai problemă? Eu nu pot să beau astea. Păi, dar nu trebuie să bei pe linie, decât pe linie dreaptă. Nu mai, acum înțeleg, simțea popa când eu făceam chestii de alea. Ce n-ai cum? Păi vine amețeală, smuz, pentru vasele sanguine, centru de greutate cu alea. Păi dacă în fața ta e un zid, practic, e... Păi dacă eram cu domnul pe unul în carlingă? 7G, 5G, cât duce o... 9G duce corpul uman, parcă, nu? Lasă că îi fac teste de la de centrifugă, când te duci la viață și la alea, nu, de-aia nu se duce o cine, știi? Niște de pe mie mi-erau de la dat cu Sania, dacă nu. Ce casă frumoasă aici. Da. Aviația. Patrolul în curte, bineînțeles, ia uite. Da, dar e de la vechi. Dar asta e, bă, nu mai vedele. Ăștia de le dracu la 90 de grade, cu ce inventar. Bă, că nu sunt rele așa, ce este ok, bă, că... Dar, apropo, ai auzit să scârție vreun cauciuc? Nu. Că sunt 15 grade afară. Păi nu, dar tu vrei să vezi ce se întâmplă, cât poate acum, asta încerc să vezi cât rămâne... Sau ăsta e mersul tău? Asta e mersul e normal cu mașina? Nu, dar al tău, tu... Păi, tu ai mai mers cu mine, ai văzut că am mers cu Touareg-ul? Nu, niciodată n-ai mers în altul ăsta. Păi, dar nu poți să mergi cu Touareg-ul așa, aici e chestia. Cu asta, asta te face ea să... E o comună mare, s-ar putea și clăpiniciul să țină de casa. E, ce vindeți, mă, găini? Aviația dă senzația. Plecam și la Craiova ca să vin două mori pe aici, pe dealul. Bă, cât ești amator de călători, Mașina trage și trage în plaja aia, adică nu se simte dusă la... Deci nu regret un minut că am cumpărat-o. Pe bune, nu regret un minut. Chit că nu e ea în cea mai bună stare și mai e de lucru la ea. Ce? Doamne, retușurile alea, vopsele. Nu, retușurile alea, vopselele, ce să fie impecabile, știi? Oricum, la anii... Pe estetic. Pe estetic, exact.
la anii ei... Nu, mă, nu, deja nu. Eu nu sunt... Normal la ea. Așa, fan cu... O doamnă care m-a lăsat, vorbeam singur acum. S-a dus de fapt pe clasa asta. Probabil că te-ai recunoscut de... Plecăm bar și eu vorbeam singur. Te-ai recunoscut de pe YouTube, că ăștia de pe YouTube tot vorbesc singur, ai observat, știi? Așa. Nu vorbesc singur, dar trei ori câteodată mă întreb, pă, câte ore am vorbit singur? Serios? Nu am înnebunit. Eu zic că ne-am dus un pic așa. Noi, ca nații, ca lume, știi? Deci YouTube-ul ăsta, sunt oameni care efectiv și-au lăsat meserile. Da. Vorbim, doctori, avocați, chestii. Și-au început. I'm one of them. Eu. Deci eu nu m-aș mai apuca, acum nu aș mai face altceva niciodată pentru nimic. Eu nu știu ce ai făcut tu și nu te-am întrebat niciodată ce ai făcut. O să spun într-un ultim episod. Adică, bine, bănuiesc cumva, dar da. Am o bănuială. Am o bănuială. Dar sunt oameni care, a căror profesie a fost trecută pe YouTube, gen medici, gen oameni care au zis, bă, mai bine informăm publicul, mai bine facem, nu știu ce, întâlniri, podcast-uri și așa mai departe și care le iese foarte bine. Atâta timp cât nu sunt foarte mulți, că vorbeați și aseară, bă, în momentul în care, sau nu aseară, cu șeriful vorbeai. Bă, una e să ocupe 2-3 de niște evenimente și să trăiască din aia. În momentul în care apar ăștia mici, nu, nu mai noi. De viața mea. În momentul în care apar ăștia mici, atunci ciup de colo-colo, știi? Și... E, un, da, e o piață liberă, e adevărat, dar... Zică, pe da, YouTube. Nu scoatem fum deloc, că am așa. Nu scoatem fum care de PF-ul pe aia, ce crezi că e BMW-ul, ce-i? Doar e pneumatic curat. Pe YouTube american merg foarte bine chestiile astea de wilderness, de supraviețuire în pădure, construcții în pădure și așa mai departe. Și e un nene... Și au explodat în pandemie. Da, un nene care, dar nu știu cum îl... Nu uite, îmi scapă canalul lui. Self-reliant. Da, de are câine, calm. Self-reliant. Deci omul a fost un arhitect de succes în Michigan. Era milionar, că își pune povestea lui, știi? N-am ascultat-o. Și-a ales... Bă, frână-mă, frate! Vai de... Vai de calm. Păi că greșit vitezele. Nu cred așa ceva. Omul ăla... Așa a renunțat la viața lui și a plecat în wilderness și construiește cabanele alea pe acolo și trăiește cu câinele. Să-mi spui dacă vrei să mai pun frâne. Nu, dar mergi normal. Păi, dar nu poți să mergi cu mașina asta normal pe virajele astea, uite. Uite, fă-o tu să meargă normal. Dă-mă de nașpa în dreapta. Păi te lasă să conduci și tu mai încolo. Nu o să fac așa ceva niciodată. La mine trebuie să fie cât mai confort, cât mai... Tu ai văzut în filmul ăla corean, de a câștigat Oscar la cu 2-3 ani, în Parasite. Ăla, ăia de se angajează pe coadă toată familia, foarte mișto. Deci primul film străin care câștigă marele Oscar, adică Oscarul pentru cel mai bun film. Nu mă uit la filme coreene. Genial film. Și ăla când se angajează șofer, șeful stă în spate. Și cum îl testez? Bineînțeles că apropo de asta se conduc Mercedes-ul, deci un Mercedes, dar nu știu ce limuzină. Mă rog, ce da. Clasă, băi, nu mă pricep. Și ăla cu cafeaua, frate, în spate. Și îi spune, și aici accelerezi, și aici nu știu cum. Ăsta nu știe șoferul. Și cafeaua trebuie să nu se miște. Păi tu vărsați ceva pe tine? Păi da, da, bă. Și noi suntem cu Renault. Adică e o vorbă, că cea mai bună mașină de la Renault e, directorul, e Mercedes-ul directorului și modelele Dacia. Nu e firmă, că și-au Formula 1, știu. Eu vreau Duster 2.0 benzină. De ce nu există? Ba există, în Rusia. Există, sunt și la noi câteva aeronauti. Am văzut la vânzare. De asta ai avut un în Islanda, nu de asta. Modelul dinainte, nu? Ce e asta? Toyota RAV 5. Nu, modelul dinainte. Ăla mai puțin decât poate să cred că e aia după 2008. Da, asta e după 2007-2008. Sau, da, ceva. O mașină extra incredibilă, cât de bine abordează virajele astea. Cu piciorul pe frână, un șofer desăvârșit. Oamenii merg să admire. Păi da, nu ca noi să alergem Renault. Nu mă prea periculat. Faptul că o mașină te lasă să mergi în halul ăsta să faci, uite, asta. Să faci așa, nu? Trebuie să știi să nu... Băi, eu mă pricep puțin așa pe asfalt. Nu mă dau eu mare. Nu mă dau mare șofer, nu mă dau mare expert pe off-road, pentru că nu am mers foarte, nu am atâta experiență pe off-road. Dar pe asfalt mă pricep puțin.
Apropo de chestia asta, ai 1000 de mașini conduse, minim 2000, apropo de 2000. Apropo de chestia asta, hai că mai am un pic și începe, începe Transalpina. Mă, aia știi că ai faza, aia o cunosc. Aici nu prea știu pe din afară, știi? Am înțeles. Când de acolo nu scurt. Când m-am când am mers prima dată pe off-road, bine, mersesem cu turismele, știi, așa, cât de cât și am rămas și cu turismele prin Nămol și chestii de la viața mea. Când am mers prima dată pe off-road, efectiv m-am simțit un începător. Vezi? Pentru că e cu totul alt mers. Mai ales când e wood, când, știi, Nămol, chestii și așa mai departe. Deci, efectiv, am simțit că sunt un începător. Și fiind într-o localitate din asta destul de departe de zonele de off-road, de munte, nu am posibilitatea să ies în fiecare weekend să am muntele în grădină, cum atât dacă ar fi la Gorj. Da, dar un Nămol și un câmp, știi că până la off-road-ul, și aici sunt două chestii, sunt multe genuri de off-road, cum se face și prin Siberia, prin Rusia. Nu e atât de mult munte, am canale de moit. În schimb e mlăștineală și păi, pădureală și nebuneală, dar pe pendinți, știi, pe șes. Sunt urcările de la noi. Nămolul și nisipul mi se par cele mai periculoase. Da, da. Cele mai înșelătoare. Plecat cu stânga-dreapta când vrei să te încadezi pe un cant, prin niște șanți urcați sau te duci dreapta. Un frână. Băi, lasă, bă, nu mai. Lasă încolo. Am mers și eu cu alții care au mers tare, dar nu există nicio. Vezi că faci prea multă reclamă la Renault. Bă, nu, că facem de acolo, ne-ai făcut totul ăsta. Hai că am intrat în Novaci, ce să... S-a schimbat totul și cu totul, știi? Am intrat în Novaci, am intrat în Uniunea Europeană acum. Ai văzut ce zice la austriecii iar? Vreți în Schengen? Joaca, stați pe dreapta! Ce? Iar? Iar? Păi am mai trecut un an, de-aia! De ce? Și așa vor zice și la anul, și la anul, și la toți anii. Ce mă, dar nu e aia cu spațiu aerian? Da, da, dar da, atât, nimic mai mult. Păi și nu automat, intrăm și în 6 luni, sau nu știu. Nu, nu. Atât de mult mai enervat, acum când a fost iarna trecută sau nu știu când a fost. Bă, stăteam, urmăream, eram ca la serial. Urmăream pe rare și Bogdan, mă uitam în gura la toți. Ce negociare, ce bărbire, ce 14, 9, între 9 și 11. Așa supă, și eu nu-i supă pe ăștia. Oricum, by default. Așa nervos am fost și nu știu, dezamăgit. Pe ei, pe olandez, de pe vremea de la fotbal, de la... Ce dracu, mă? Șanț. Pune și frâna, te aruncă, zici că e exact opusul de la când pleci, te bagă în scaun plecat cu aia electrică. Asta așa e frâna, frate. Se bă, n-auzi, deci mașina e reglată bine, bine, bine de fabrică. Nu trebuie să te bazezi pe fier, trebuie să mergi în siguranță, safe. Hai cum, pă, dacă conduci 3 luni așa ceva, eu n-aș mai ști să conduc. Deci orice altă mașină aș arunca un șanț pe asta. Că te obișnuiești cu o curbă, să poate lua și cu 90. Știu. Acolo nu trebuie să mai calci. Știu. Uite, și nu mai troncă de pe aici. Asta e casa lui Renu Ștefănoiu și peste drum stau eu. Aici stai tu? Aici stau bunicii, părinții numai că la casa asta. Mai vedeam vacanțe aici. Și aici sunt unii de plecau în au plecat în America. Și aici era o altă casă, nu mă jucam eu nici. Dar mai stați. Foarte tare. Bă, și aici ieșim la poliție acolo, nu la intersecția principală din Novaci. Poliția pe stânga și imediat intersecția. Bă, nici nu mai troncă, e incredibil, de ca s-au așezat mai bine piesele la aia. Și mâine trebuie să mă duc chiar la mea. Ce tip de troncăritate ai? La limită sau tot timpul? Nu, în anumite situații, aveam un troncărit ciudat așa și metalic. Situații de curbe, de drept, nu, pe drept, pe balans așa. Mâine trebuia să mă duc la mecanic, chiar, la mecaniciară, la... Dar mă duc oricum, știi? Baia de fier, Târgu Jiu, stânga. De aici începem spre Transalpina. De aici, mai bine nu de aici, la ieșirea din Novaci, de acolo începe Transalpina. Deschis până la Rânca. Mini orașul ăsta, mă așteptam să fim un pic mai... N-au industrie, n-au decât un pic de turism. De ce nu se face o industrie care să aibă legătură cu tipul ăsta de turism? De exemplu, o fabrică de făcut biciclete, schiuri și alte tâmpenii, pentru că aici se dă mai. Downhill-ul, poți să faci multe sporturi. Știu. De ce nu se fac multe în România?
Pentru că sunt șpăgile foarte mari la primărie și unde șpaga mai mică, acolo se deschide fabrica. Eu nu cred că nu există investitori din toată această Europa în care s-a supra-saturat de competiții și capitalism și cât de tare ar fi să vii pe un teren nou, să fii primul. Eu să aș gândi și cu mână de lucru mai ieftină. Fabrică de orice, ansamblat de orice, dar asta trebuie să fie așa cu sutele, adică... Mamă, veniți! Știi că am zis și o chestie asta pe live-uri. Nu e ok să producem într-o parte a lumii totul și să-l transportăm jumătate de lume cu vapoare, trenuri și chestii care poluează. Trebuie să găsim un coș de gunoi pe aici, să nu cărăm toate astea pe noi. Și atât să faci cu viață, da? Dom'le, începem să urcăm! Ce? Ai probleme? Zici că nu conduci deloc până acum. Deci mașina asta mă bucură, nu credeam așa ceva. Îmi place enorm să merg cu ea. Că nu știu, că o voi vinde, că nu mă regăsesc eu în ea. Dar are ceva ăla în ea care nu l-au foarte multe alte mașini. Știai de asta sau doar bănuiai? Bănuiam. De ce ai luat-o, de fapt? Am luat-o ca un experiment, așa, știi? Ca să filmăm, să o avem de proiect. Am băgat mult în ea, cheltuială, așa, știi? Aproape banii pe lună să băgați în ea. Știi? Da, dar tu având totuși... Dar merit. Unde să mergi la mecanici? Nu poți să zici că ești un om obișnuit care bagă să nu știu. Adică știi, cunoști un pic. Da. Deja de când conduci o mașină sau te duci o vezi, vizualizezi, ba, aia o face Robert Costat, ăla la ăla care face direcția, ăla nu știu cum. Știi. Mă duc la ăla la vopsit, cam atât, dar domnule, atâta băgați. Toate lucrurile astea să le ai, deci, să le ai de făcut la o mașină, se adună, știi? Sunt multe și e un pic stresant, așa, știi, și aia, și nu știu, aia. Dar o faci de trei ori mai repede decât. Poate faci într-o lună și altul s-ar primi trei gânduri. Bă, dar ce se aude? De geamul ăsta deschis la mine. Foarte mult faci. Nu mai deschid așa. Uite, acum a intrat de SP-ul. Simți acum. Și ce-i băzui? Da, acum o trăsă eu, o forța eu mult. Și voi că ne-o frână puțin. Ba, nu pot să uite de cât e de frumos. Uite-te și ce zi, încă o dată, bă, când plecăm noi, ai văzut cum se schimbă? Veni și tu, păi exact, când vine soarele, bă, ce să mai, nu? Nu mai e nici un pic să bată. Bă, într-adevăr, voi ăștia apasionații de schiuri și de sporturi montane trebuie să încerce prin alte țări. Este dacă am cantat. Hai, ce se face? Asta este. Deci, chiar nu e zăpadă. Cum ai fi să fie deschisă toată? Bă, sincer, eu dacă aș fi ministrul transporturilor, aș găsi o metodă să le țin pe amândouă deschise. Și Transalpina și Transfăgărășanu. Nu se poate să nu le ai frumusețile astea să le ai deschise. Nu ai cum. Ai putea, dar trebuie să la firmă. Păi imposibil nu e, că de-aia dezăpezesc prin Alaska 5 metri de zăpadă, ai văzut. Da, știi, sunt 2-3 zile de la rele, de atunci închid orice drum, dar după aia mergi. Exact. Știi. Pentru că ar fi un plus pentru zonă turismul pe perioada când ele sunt închise, că sunt închise o bună perioadă din timp. De multe ori n-ai văzut că se deschide la 1 iunie. Că sunt zăpezile alea de aprilie-mai, care acolo în pasul de le viscolești și așa. Da. Mă mers de aia de 2-3 metri și nu treci pe tine. Bun. Chiar frumos astăzi. Chiar frumos de adevăratele. Câte grade? 14 grade. Am trecut de Novaci și ne urcăm pe Transalpina și sunt 14 grade, fii atent. Nu știu unde vezi. Uite, ți-a luat acolo mașina, da. Temperatura poate fi foarte subiectivă. Ia uite, altitudine, ce ne arată Renault-ul. Da, 700. Frumos că vine și...
ziua, adică nu. Dar acolo când vedeam că vine curba de 90 de grade și cu tot accelerai. Și-o treabă zic, e foarte plăcută de condus, așa, știi? Aici, de exemplu. Bă, da, super ziua de asta, super, super. Da, să ajungem cu bine. Hai, mă, cum să nu ajungem, ajungem cu bine, ajungem cu Renault. Toată greutatea lui sunt într-o dată și nu toată mașina. Păi, da? Și vei, suntem la galil de coas, cu fie etapă aici, dar... Gata, mergem la plimbare, nu mă. Dar nu poți merge cu ea încet, de jur, te face ca la fiecare viraj să-i dai mai tare, mai tare, da, mai... Da, mai... nici așa, știi? un pic mai tare, dar nu... Așa avem un prieten, conduce mă nepastă, dar pot să descurcă, face chiar conduce așa, ia la curbe, ce mai are problemă, dar ia permisul și l-a schimbat viteze, în rest, trebuie merge. Bă, m-a fost sincer, eu. Și la curbe și l-a schimbat viteze. Da. Poate că, nu știu, e de la giro, scaun cu giroscop cu ceva. Ca tu acolo să n-ai nicio treabă pe mine aici. Deci nu că nu stau bine. Dar mi se schimbă fluidele, lichidele în creier. Și imprevizibilul ăla, știi, în față de cum ai condus. De ce? Pentru că stăm cumva în mijlocul mașinii. Fiind un cupeu, nu stai spre în față ca să ai locuri, spațiu mult în spate. Tu practic stai în mijlocul și ai altă percepție asupra. Te punci cum ai de. Da, ai altă percepție, organismul percepe altfel mișcarea și transferul ăsta de mase, ruliu, tangajul, știi? E posibil să fie o biomecanică întreagă în spate. Dar observ că urcăm cu a patra. Și doar în acele astea de păr care unde nu vreau să te forțesc cu tine. Uite așa. Așa. Că uite de la Constanța pe aici, bă. De parte. Dar vin să vezi că sunt din Republica Moldova. Turiști. Foarte bine. Suntem la 1050 de metri altitudine. Tot și tot urcăm. Da, mi se mai desfundă și mie că tu și nu zici mai. Da. Cașcaval. Cine știe, bine că mi-ai făcut jos dar tot în China, cavale. De unde știi? Da, de unde știi? Păi exact. Păi seamănă, pe acolo, da, pe cam toată țara, dacă vreți să vezi cine este. Cine știe ce? Bără, nouă este uimitor, pe bune spun. Și uite-te câtă motorină a consumat de la Creva până aici. Că abia s-a mișcat acum. Și i-am dat un pic și pe venirea spre tine. Putem intra, domnul. Uscat, carosabil uscat. Vedem asfințitul. Să nu atingi acolo. Acum, acolo mă ghidezi tu. Să mergi în diagonală, mă, să-i lăsat. Ia, bă,
băgat toate mașinile berline de pe acolo, pe uscat. Doamne. Gata, reduc, Alex, uite, vezi? Oh, scuzați. Bă, nici chiar așa nu știu acum. Vezi că și-a pierdut lansajul. Trebuia să o țin mai... N-am un nerv, n-am de ce să mă țin. Bă, da, zi splendidă, deci foaie de capul meu. Bucurie în suflet, așa. Să apare și verdele, cum să fie face ăștia. De metri și tot urcăm. Wow, Toyota, nu Toyota, e Peugeot. Se vorbe de la Digi, Toyota-le alea de la urmări, de la RGS, la cablu. Ai lațurile alea? Nu, din astea monovolume, din astea monovolume, dubițe de astea, dar de, cred că tot pe jos sunt, de fapt. Reducem viteza a doua, acele de păr tot timpul să iau viteza a doua, virajele la 90 de grade. Da, ca de bun. Mega reușită mașina asta. Deci mașina asta e mega, mega reușită. Nu că e Renault, modelul ăsta în sine este mega, mega reușit. Să mai faci așa ceva acum? Nu. No. Pe Laguna? Nu. No. Care a fost ultima? Asta. Asta până la asta și după aia nu? Deci de Renault, mai găsi un Renault Fuego. Cred că până în 2013-2014 s-a făcut modelul ăsta. Deci Renault, de exemplu, nu mai face niciun cupel la nimic acum? Sau? Eu zic că nu. Bine, nu acum, vorbesc nu, ultimii nu, ani. Nu știu, eu știu că nu. După 2010, în fapt. Nu, nu. Ba, ce frumos. Ce peisaj frumos. Ia uite acum, pe virajul ăsta la stânga, se văd munții, partea asta uscată, partea aia plină cu zăpadă. Dar așa acolo te văd că sunt porțiuni unde se topește. Asta e să mă și zavalan și multe și așa. Nu prea e bine de drumeții acum. Nu. Periculos. Fie la început, la început de tot, fie când gerurile și înghețat. După aia, între ele e cel mai rău. Ele e cel mai rău. Sunt 4-5 tipuri de echipament și de chestii, numai iarna pe care le poți avea sau trebuie să le intercale. Sau... Cel mai frumos e când e totul bomb. Nu stă vreo rachetă să te afunzi, decât un pic în pădure, colțari. Ține zăpada și... Pe ce zăpadă? Văd, prinde zăpadă. Și 9 grade afară. Suntem încă în... Dacă nu bate vântul și bate soarele, poate să, adică poate să fie percepută mult mai... În limita învelopelor de vară, când coborâm, vreau să pun mâna pe asfalt. Curios, citeam și pe ele, vreau să pun mâna, să văd cum să le și inspectăm vizual, așa vedem cum se prezintă. Zic, eu sunt foarte încântat de acest brand care îl folosesc de mulți ani și nu m-au dezamăgit niciodată, nici cele de vară, nici cele de iarnă. Pe ce emoție ai? Eu folosesc Tigar, Riken, Sebring, sunt mărcile lui Michelin de buget făcute în Serbia. Preț extraordinar de bun. Multă lume n-a auzit. Și după ce le folosești o perioadă, îți dai seama că de fapt sunt un produs mega ok. Mega, mega ok.
Din nou, nu le-aș recomanda pentru mașini cu foarte mare putere, anvelope de dimensiuni din astea foarte late, știi? Dar acolo deja vorbim de altfel de producători. Spune ceva. Uite cât de frumos. Bă, dar chiar e frumos astăzi. Mega, mega, wow. Noi ne batem joc de ea că aruncăm gunoaie în natură. Asta e o chestie foarte nasoală, care nu face nimeni nimic să o combată cumva sau să o stopeze. Asta sunt alte zone care sunt la mama naiba și tot au gunoaie și sunt alte zone care au scăpat de obicei. Nu știu ce n-am înțeles. Dezregul de parc național, parc natural și se respectă, s-au păstrat. Ar fi chiar culmea și în parc. Uite, înretezat, ca e impecabil tot parcul național înretezat. Toți munții aia, toate lacurile, sunt niște formații. Și îmi povestea ceva, am întâlnit cu niște montaniari de ăștia nebuni, 60 de ani aveau atunci. Și spuneau, bă, prin anii 70 la lacul la Galeșu. La Galeșu face aici, veneau turiști și cehi și nemți și asta. Și aici, era, aici se stătea cu cortul atunci, a? Și lacul ăsta era plin de conserve, în anii 70, până se facă parc național. Nu mi-a venit să cred. Și acum de-aia e așa curat și totuși, de-aia n-ai voie să campezi decât în anumite zone. Și pare așa foarte restrictiv, știi? Dar te bucur de sălbăticia aia naturii, de, nu știu, view, coloristica, faptul că e necălcat, chiar faptul că trebuie să respecti chiar și pe picioare numai poteca respectivă. Nu știu unde e, știi? În aceeași măsură îmi place să merg și cu mașina, îmi place și la off-road, îmi place să, și, nu, să mă duc pe 20 de parte, 20 de rada. Toate sunt faine cumva, știi? Da. De unde până unde, adică unde oprești, unde... Oricum, eu știi ce nu pot să înțeleg. Bă, mergi în natură, pe drumuri din astea dezafectate. Bă, și duci munți de gunoaie în mijlocul naturii. Bă, bă, cât efort e să te duci, că tu nu te duci la plimbare cu gunoiul după tine, cu sacii de gunoi. Te duci să-i lași acolo intenționat. Da, nu, mai asta bine, e, nu, asta mai e bine îi lași în cultura, intenție mai bine, ca aruncatul la apă, cum se făcea înainte. Mai bine, la, mai bine îi lași în spatele casei. Lași în gunoi într-un oraș, într-o localitate unde va fi luat de un serviciu de salubritate. De acolo, din mijlocul naturii, nu va fi luat de nimeni niciodată. Nu știu, frica aia că te-a mai bine, că acum e cu amenzi. Sunt tot tipul, tot felul de reziduri, de oameni care aruncă reziduri de ăștia de construcții, de la debarasări, de la, pentru că dacă renovezi o cameră, de exemplu, sau un apartament, nu mai zic, cât rezidu rămâne. Și multă lume îl duce, că normal că trebuie să plătești, să-l duci nu știu unde. Multă lume îl duce undeva unde să nu te vadă nimeni că l-arunci, că aia e frica aia, bă, nu poți să basculezi asta aceea, știi, e o dubă, am văzut de-atea o chestie. Și probabil de aici așa asta cu gunoaiele. De pe vremea când lasă, bă, că le arunc la apă, știi? Adică la, când era ceva mare, ălea le arunc la apă. În spatele, îți dai seama, în spate, lângă râu sau... Cam în ce hal de primitivism eram. Oricum, pași s-au mai făcut, adică parcă e mai... Parcă e mai bine, adică. Domnul cu Nokia. E mașină foarte șmecheră, Sorento asta, să știm. Eu știu pe-a prietenului Dani, care are pe aia cu reductora aia. Lasă aia clasică, nu? Și asta am ultima, moderna. O mașină foarte polivalentă și cu un preț foarte și bun. Și aia e destul de polivalentă. N-aș fi știut. Un pic înălțată, deja faci treabă și la fel, 177 de cai. Rupe și pe asfalt, n-am bateu, exact. Mă gândeam, dar foarte rare. Nu găsești, nu le pun să dau.
nu-i mediul lor în România. Nu prea are lumea să zici, bă, alegi din 10, 3 bune și rămâi cu una. Poate rău. Vorbesc de alea cu partea cu reductor și nu știu. Dieselul ăla de 2.4 parcă. Poate, 2, poate potent, poate, sau 2.5. Ia un braț în semnul ăla. Vino încoace. Da, domnul, să fie închisă să ne întoarcem. Păi nu intrăm eu, cum nu intrăm? Da. Păi duceam la Sebeș să mâncăm într-un loc mișto unde cobori de pe Transalpina, cobori chiar în el. Zice, îmi pare rău că până să deschidem asta, Transalpina, vin și tu mașina. Bă, vrei să mai vinim o dată pe vară cu ea? Nu mai e până atunci. A, să facem Transalpina toată, da, eu am fost anul trecut cu Peugeot. Știi ce-ți mai iver? Nu, știi ce-mi iau? Chiar Peugeot cum a fost? Că și ăla tot Peugeot e senzat, dar e cu tot o altă mașină, mașină complet diferită. O să vină Alex, băiatul care a luat-o de la București, o să vină cu ea la Craiova să filmăm un duplex, așa cum amândouă. Dar se facă mai frumos afară. Da, aia cât avea? 136 de cai? Aia cai mai puțin. E mai confortabilă, mai plăcută la materiale, mai liniște în ea. Dar nu, da, dar nu e așa vioaie. Serios? Ca asta. Da. Adică e alt setup, cu totul alt setup la ea, știi? Aia e chiar cruiser, cupeu cruiser, știi? Mm-hmm. Asta e cupeu sportiv. Văd. Următoarea mașină nu va fi decât una singură, știi? Care? Dacia Duster. Exact. Ce mai vrei, române? Dar dacă aș vinde Passatul, eu aș opri la guna asta ca mașină de zi cu zi. Pentru că nu era deloc, pentru că am eu nevoie de ce merg eu zilnic. Nu am nevoie de două uși în spate. Ba, uită-te cât de frumos. Deci, uită-te cât e de frumos. E mișto și când e zăpadă și puțin topită și un pic de câștig. E chestia aia, ai văzut. Ca pe vacile Holstein, așa, alternația. Da, poate e prea plictisitor când e doar alb sau doar verde. Doar... Gata, doamne, până aici ați plătit. A, mă. Vrei să intrăm pe nămol pe aici? Bun. Fii atent. S-a dus lumea de cincolo. Cel mai important când conduci așa agresiv... Bă, să dar nu... nici măcar nu e agresiv, cumva, nu știu. Să nu oprești motorul în următoarele minute, știi? Da, să mai răcească uleiul. Exact, sau... să-și facă mentenanța ciclului ei. Bun. Suntem deasupra norilor. Acolo în stânga este rânca, releul. Și noi suntem... unde șoseaua se închide. De unde? Practic văd că s-au mai dus nimeni. S-au dus, dar dacă vine jandarmeria pleci cu 1000, cu 10.000 de lei. Surpriză. Păi n-ai voie, drum închis. Aici suntem la 1718 metri. Bineînțeles, sistemul de navigație ne arată harta. Și Renault-ul nostru zice prin bord următoarele lucruri. Am consumat o medie de 8 litri. Am folosit 13,4,7, 170 de km făcuți, roțile vieții, viteză medie 63 și mai merg 750. Cum o să le iau pe omul ăsta, fain, ne dăm jos pe aici, ne mai plimbăm puțin, ne mai uităm și după care bătrânește-se. O luăm înapoi. Bătrânește. Plecăm să ne uităm puțin la roți și să punem mâna pe ele. Fața e un pic călduță. Spatele e rece. Și am impresia că îi merg termocuplele. Asta e eșapament. Bă, sunt o floare de vară, foarte ok. Da, deci eu n-am avut niciodată probleme cu ele și cred că sunt al cincelea rând. Da, de-aia păi asta zic. Cât de frumos aici. Și cât de mișto ziua în care am venit. Tam. Chiar cald. Acum nu te întreb cum e cu munții ăștia pe aici, pe care... Pe aici începe lanțul Parângu, se începe de la Urdele și se face până la stațiunea Parâng, e creasta Parâng.
nu mai știu toate vârfurile, gruiul e, sunt mai multe. În jos, încolo, e căldarea la Călcescu, unde ajungi, la lacul Călcescu. Minunat. Oricum, pentru cei care ne urmăresc, dacă se uită pe canalul tău, pe funeral, Ietura trac, găsesc toate traseele astea, făcute de făcute. Meu, în mersul meu, în limbajul meu, este un procul de toate. Am făcut. O să ne le facem. Să coborâm pe bucata asta spectaculoasă și să ne îndreptăm spre destinația noastră de final de călătorie. Bă, nu știu, Transalpina asta mie mi se pare mai spectaculoasă decât Transfăgărășanul. Transfăgărășanul parcă este cumva, se vede mult intervenția omului. Aici se vede că s-au făcut peste vechile drumuri de întotdeauna. Știi, pe când Transfăgărășanul s-a ales traseul ăla, trebuia să se facă pe asta. Exact, știi? Cred că de condus e mai mișto ăla, e mai wow, e mai lung, e mai succesul de viraje, cum a zis Clarkson, că ai toate virajele, toate circuitele din lume. Ar trebui să facem în primăvară, să dăm o tură și pe Transfăgărășan, că la mine pe canal nu este filmat. Exact. Duster. Duster, nu. Cu Duster, da, îți dai seama. Bine, nu, pe Transfăgărășan cu asta trebuie mers. Și
și jos înainte de la Pitești pe undeva. S-a stricat foarte rău calitatea asfaltului. Foarte, foarte rău, sunt pete ce sunt. Da, trebuie să mâncăm ceva gras înainte, știi, o fasole, o ciorbă, ceva jos. Că până ducem în laguna, iar la detailing, la Robi, știi? O să supără Robiță, e disponibil, nu e? Știi? Dar... Uite, bă, un tiny house, era, mă, ce mișto, e așa, plus pe patru primări. Nici nu stă la autorizație. Zici? Da, uite-o. Mm-hmm. Bă, dar cred că o să mai avem un pic de așteptat, că s-a mai mărit ziua, observi. O, vezi ceva, s-a făcut. Benzina de la 6 și un pic. Prietenii noștri de la Ana, trebuie să nu închidă. Ce notă dai Renault-ul ăsta așa? Că știu, ești un om care te-ai urcat în ceva mașini la viața ta. Da, dar eu nu merg așa. Nu e vorba cum mergi, așa. Că și cu patrolul poți să mergi normal. Poți să mergi blând sau poți să-l rupi pe coglaur, dacă te tine, ține. Eu aici am, chiar vroiam să vin cu ea aici, să o încerc așa un pic în virajele astea. Pentru că... Mi se pare că cel mai mult, la limită, la limită, uite, de exemplu, la, pe acolo, pe la... prin comuna Crasna, virajele alea la 90, nu mă așteptam, pur și simplu. Dar fier lui fier și nu știu, n-aș duce o mașină chiar așa. Mă gândesc fizic câtă greutate prea o singură roată care poate să se întâmple orice. Are totul nou. Șenteze un braț, un cap, are totul bară, nou. Sau un, nu mai are cum. Are un totul... cauciuc să-ți spargă. Nu. Știi ce e marea problemă în viraje din astea strânse, așa? Să nu întâlnești suprafață, să se schimbe, să alterneze suprafața. Adică tu să intri pe un asfalt, să intri pe un asfalt uscat. Mie aici, virajul să fie închis, să nu vezi și brusc să te pomenești cu mâzgă, cu nisip, cu pietriș, cu ceva. E, atunci te-ai făcut praf. Atunci te-ai făcut praf, poți să fii Colin McRae sau orice, oricine altcineva, știi? Asta e cea mai mare problemă care o au piloții în campionatul de raliuri, când suprafața alternează datorită vremii, bate vântul, se topește ceva, se, știi? Și te pomenești pe o bucățică într-un viraj când ți-a curs ceva de sus și la revedere. Bine, raliu merge pe multe suprafețe, de și probă specială și... Bun. E, ia să vedem dacă laguna noastră... Acum, mă vă zic că e totuși înăltuță. Mă așteptam să fie jos de tot. Ia să vedem cum e încolo, că aici avem o bucățică mică de urcare. Da. Ce zăpadă era cu o lună pe aici, că exact. Troncă-ne ceva? Da. Nu troncă-ne, decât când vrea troncă-ne. Nu știu, e în total antiteză față de ce te-ai plâns tu de ea pe clipuri și cât ai băgat și cum mașina pare că e total în mințile ei, adică... Bă, băi, ți-ai cu parapantele acolo? Posibil, bă, că să urcă unul pe stâlp, nu știu ce fac ăștia. Uite-o la ce. Deci cu Loganul până aici. Până aici. Cu laguna până mai încolo. Ia să vedem până unde ajungi. Aici, aici, în dreapta. O să iei ușa. Deci, dacă ajungem cu ea până acolo, și n-am atins nimic până acum, chiar e o mașină mega polivalentă. Ești de acord cu mine? Viraje, viteză. Da, dar nu aș putea o pe așa ceva. De numai din principiu. Problema nu e că s-o bază, problema e cum mergi cu ea. Cu orice mașină poți să mergi pe drumuri proaste, dar să mergi cu blând cu ea, știi? Să nu o hărtănești, să nu, bă, cât prind pe aici, cât trage, cum merge. Atunci o vei rupe. Dar dacă merge așa frumos în mers, uite, eu nici măcar nu accelerez, dacă am picioarele pe podea, să ia merge doar din relantii. Ai putea chiar să facem o chestie, ia, ajută-mă puțin. Probește. Nu bate, nu troncă. Și merge și pe câmp. Probă mai rea decât asta, ca după ce... Deci a văzut viraje, a văzut viteză, a văzut frânări de urgență, a văzut și off-road. Bă, Renault, chiar ai făcut cea mai tare mașină. Pe bune. Eu sper să susții aceste spuse și pe live-urile viitoare, că până acum... Oamenii nu înțeleg că este un show.
Ba da, aici este, clar, bine, aici ai chestia. Cu nivel și cu nu poți să devii, da, nu poți să devii, nu știu, nebun pe un produs. Eu am mai zis, singura ultraserie e la fotbal, unde ține condiționat cu o echipă proastă bună. Acolo vorbim de oameni, sau familie, știi? Acolo vorbim de oameni. Bă, dar în rest, eu sunt fan iPhone, sunt fan Sony, ce e bă asta? Sau sunt fan Samsung, sunt fan nu știu ce marcă. Asta e un obiect, nu există așa ceva. Știi? Una este să vorbești despre oameni, alta este să vorbești despre bunuri. Și treaba e să mereu să taxezi, să penalizezi pe unii ca ceilalți să devină mai bun și ceilalți să ajungă din urmă să fie ping-pongul ăsta. Să pun tu aregul, mai o lagună. Ia uite până unde ajuns să cu ea. Dai, fete. Mai spune ceva. Hai să-i găsim un loc de benzină. Gata că se termină valea. Păi nu, nu coborăm în jos. Păi știu și eu. Audiul l-am băgat acolo. Până acolo, dacă e că am intrat pe partea cealaltă. Nu, mă lasă, mă. Ce să mai, hai să coborăm? Să mai vedem natura puțin pe aici. Cum vi se pare, domnule, astăzi pe aici? Domnule, cum să mi se pare? A fost mai frumos de la trecută. Că tot timpul e ceva mai frumos prima dată, dar aici e mișto de venit în fiecare timp. Să știi. Campade, tot ce vrei. Uite cum se încadrează laguna aici cu turnul parașutiștilor. Zici că e făcută din același... Nu e elementul, mă, ea trebuie să stea pe circuit. E din același metal. Păi uite că n-au ruginit niciuna dintre ele. Ce țară e? O țară cu climă caldă. Da, să zicem că mai uscată ca la noi. Domnul Alex Bican sau Funeral Tracker sugerează să facem vlogul cu telefonul, nu cu camera frontală, cu camera, ținându-l cu spatele, practic nu camera ai... Camera wide 06, 06. Adică cum mă vedeți acum? Ce să mai scule, tehnologie, Samsung, tot ce-ți dorești. Pe care și oamenii de singuri oameni care vreau să uce pe stilul ăsta să se vorbim. Păi familia de acolo, cu mașina respectivă, vorbesc. Da. Da. Laguna se descurcă și pe off-road, și pe on-road, și in-city, și out-of-city. Ce să mai e, un fel de mașină polivalentă. Hai bă, ce naiba, bă. Crezi că sunt eficiente? Păi trag respect pe ei, bă, de 1 pe 50. Ei, ăștia de ale tele, de super profi, da? Bă, aici chiar este un loc spectaculos. Bine, cine a băut bere și ape și ăștia pe aici, sunt niște nesimțiți. Cineva și-a lăsat și bocancii. Nu cred că-s de asta toată aici. Mă rog. Sau de la o altă toamnă. Dăm stingerea și o luăm spre locul nostru de mangiare. Dar tot timpul să lasă așa, am impresie că tu de fapt pentru aia vii. Sincer, da. Ăla e zi, recompensa, da, pentru care da, da, pui la păi pentru ce trăim? Cu ce m-am ales în viață? Dar nu vrei să schimbăm, nu știu, să mergem la mici, la TikTok, să mâncăm niște mici, ziceam no. La mine în care. No. S-a pus fără. Eu tot timpul să schimb, să mai văd și altă. Eu sunt conservator, ai văzut. Nu schimb rețeta câștigătoare. Acum am făcut o excepție și bine, de fapt, vii pentru asta aici, că poate schimb meniul în altă parte, prin țară sau la tine. Sau poate da. Acum nu mănânci neapărat la același loc și aici vii special pentru... Gata, hai mai tragem ceva pe drum și ne vedem la final. No, mai.